Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Oleg Bregă și vă invit la a patra ediție a dezbaterilor electorale verzi cu membrii și membre din Partidul Verde, candidați pe listele Partidului Verde în diverse circumscripții. Eu candidez la București, dar ați văzut că seara am avut o mega discuție cu candidații din București și Ilfov. Astăzi avem candidați din județele Gorj și Maramureș, pentru că sunt, iată, nu doar doi, dar vreo trei deja în cadru. O să-i rog pe cei din Târgu Jiu să se prezinte primii, după aceea poate și colegul nostru de Maramureș o să aibă întăriri și o să se prezinte și ei. Am vrea să afle lumea cine suntem, ce putem să facem dacă reușim să aducem o undă verde în Parlament. Vă rog, Adrian Tudor sau Ștefan Ghimși. Bună seara! Adrian Tudor este numele meu. Conduc filiala județeană a Partidului Verde la Gorj. Sunt consilier local. Partidul Verde a reușit la Târgu Jiu să obțină două mandate de consilier local, situându-se pe locul 4 în preferințele electoratului, peste partide cu tradiție. Eu sunt jurist de profesie, 5 ani am ocupat funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Am răspuns de direcția de cultură și direcțiile de cultură și turism, în mod special, am ocupat de promovarea patrimoniului cultural al municipiului Târgu Jiu. Și în prezent lucrez într-o firmă privată. Urmez un doctorat în istorie și candidez pe listele Partidului Verde pentru Camera Deputaților. Îi voi da cuvântul colegului de meu, listă, domnul profesor Sorin Ghimiș. Sorin Ghimiș, sper că m-au zis bine. Da, se aude bine. Ați făcut o șmecherie, da. Da, dar uitați-vă la camera dumneavoastră, că microfonul îl folosiți de la șeful, dar uitați-vă la camera dumneavoastră. Noi nu vă auzim, Oleg. Da, scuze, am apăsat eu un buton greșit. Uitați-vă, domnul Ghimiș, la camera dumneavoastră și vorbiți că se aude bine. E tot ok, atunci. Ștefan Ghimiș, sunt candidatul Partidului Verde la Senatul României, sunt profesor universitar la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, inginer de profesie, doctor în tribologie. De la început în Partidul Verde de astă vară am încercat să aducem un suflu nou și l-am și adus, zicem noi, în Gorj, un suflu verde, și Partidul Verde este în Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, ceea ce este o performanță pentru noi și pentru clasa politică din Gorj. Încercăm și acum să facem la fel, să fim o surpriză plăcută și bună al alegerilor parlamentare din Gorj și zicem noi că oamenii sunt alături de noi și că vom fi una dintre surprizele acestor alegeri. Una dintre surprizele acestor alegeri, probabil ați vrut să zici, dar ultimele cinci cuvinte nu s-au auzit, oricum am intuit eu și le-am tradus din limba oltenească sau din limbajul internetului stâlcit. Laurent, să auzim din cealaltă margine a României. Da, bună seara tuturor. Mă numesc Laurent Bie, sunt președintele Partidului Verde pe Maramureș. Sunt în funcție din finalul lunii iunie acestui an, în care am reușit de la zero, chiar de la minim, să construim o filială a Partidului Verde activă. Avem viceprimar în Baia Sprie, trei consilieri în Borșa, consilier un tânăr de 24 de ani în Moisei. În rest, în celelalte localități, inclusiv în Baia Mare, nu am reușit să depășim pragul de 5%. Deși ne-am mobilizat și ne-am zbătut, electoratul a preferat alte partide cu notorietate. Acest proiect verde, eu cred că este de lungă durată, de aceea trebuie constant să ne prezentăm și să fim consecvenți. Și noi, ca și oameni, în Maramureș, suntem din acest tip de muncitor consecvent, ne vedem de treabă, muncim la modul serios pentru a aduce rezultate pentru
proiectele care le avem. Eu, de principiu, sunt tâmplar de meserie. Am și un atelier, mic atelier de tâmplărie deschis pe fonduri europene. Am totodată, sunt antrenor de performanță de dans sportiv. Am și o școală de dans care cei la putere mi-au ținut-o închisă anul acesta aproape tot timpul. Și acele perechi care au adus rezultate foarte bune României și pentru Baia Mare și pentru Maramureș la dansul sportiv, n-am mai putut să activeze. Majoritatea dintre ei au făcut lecții online. Totodată activez în două ONG-uri, una pentru zona civică și una pentru zona de antreprenoriat. Dar și încerc să dezvolt în Baia Mare o comunitate în zona verde. În acest sens am reușit să strângem mai multe persoane care în jurul acestui proiect verde, care și-au arătat interesul, dar în perioada asta recunosc că ultima lună nu am fost foarte activ sau chiar două luni de când cazurile de coronavirus s-au crescut foarte mult. Fiecare s-a retras în bula lui, dacă pot să mă exprim așa, și am încercat să nu ne infectăm și să ne vedem de proiectele care le avem. Haideți acum, mulțumesc pentru prezentări, haideți acum împreună să încercăm să descifrăm semnificația cromatică. Am mai avut o astfel de tentativă și nu mi-a reușit și acum iară. Am un fluturaș al Partidului Verde și nu se vede. Să încercăm să lămurim ce înseamnă verdele nostru. Nu sunt foarte mulți cu această cromatică, cu aceste culori pe panourile, pe afișele electorale, pentru că panouri electorale nu sunt posibile. Am văzut doar niște neolegionari cu un verde închis otrăvit și niște pseudo-ecologiști care sunt, de fapt, loc de refugiu pentru foști PSD-și certați cu legea. Noi ce fel de verde propunem Parlamentului, electoratului, de acolo, din Gorj, din Maramureș sau de oriunde ne privesc și vor avea candidați verzi pe listele lor? Știm că avem liste de candidați în aproape jumătate de România, în 20 de județe și în capitală. Din punctul meu de vedere, din câte am observat eu, persoanele care candidează pentru primii pe listă pentru Camera Deputaților și al Senatului, din punctul meu de vedere, sunt profesioniști sau oameni care în diferite domenii au excelat. Eu cred că Partidul Verde chiar vine cu persoane competente, persoane cu experiență în domeniile lor și nu sunt genul de persoane care vorbesc mult și fac puțin, ci chiar deopotrivă sunt oameni mai simpli, mai modești, dacă doriți, dar cu știință în diferite domenii. Am putut să văd persoane, colegi de-ai mei, atât aici în județ, cum este și colega mea din Borșa, cei care scriu proiecte europene și ajută alți antreprenori sau viitor antreprenori să se dezvolte. Noi avem domenii de activitate, diferite domenii de activitate în care știm cum se întâmplă lucrurile și suntem oameni activi, serioși, cu familie. Eu sunt căsătorit, am doi copii, un băiat de 2 ani jumate și unul de aproape 5. Da, și trăim în România în adevăratul sens al cuvântului. De la vârsta de 15 ani lucrez, de la 21 de ani am business-ul meu. Deci eu știu cu ce se mănâncă atât lucru, cât și proiectele, cât și în jurul meu ce se întâmplă. Deci înțeleg ce are nevoie comunitatea. Și suntem oameni serioși care ne implicăm pentru a face lucrurile să se întâmple și aduce proiectele la bun sfârșit. Singura paranteză care vreau să pun aici și trebuie să fiu foarte sincer, suntem extrem de dezamăgiți de voturile care au fost la locale. Lumea, masa mare de oameni, a votat partidele vechi și, din păcate, nu s-au orientat să vadă și oamenii noi care au intrat în politică, care pot face treabă bună. Și în acest sens, cred că și electoratul trebuie, are nevoie de timp, nu doar partidele noi, încât să reușească să treacă prin filtrul gândirii ce gen de oameni vor să trimită acolo în Parlament. Deci verdele nostru ar însemna
prospețime în viața politică și competență, zice Laurent Iliești. Să vedem ce păreri vin din Târgu Jiu. Foarte bine deschisă discuția. Verdele nostru, de ce este diferit de alții? Verdele nostru este un verde proaspăt. Este un verde care eu îmi doresc să rămână așa, proaspăt. Să nu se altereze nici de metehne ale clasei politice care a condus sau a avut un cuvânt de spus în România ultimilor 30 de ani. Sloganul nostru, verde în față, cred că reprezintă pe fiecare dintre noi. Este motoul sub care am ales să ne găsim în această frumoasă echipă, pentru că românii au nevoie în primul și în primul rând de libertate de exprimare, ceea ce nu se întâmplă, vă spun asta, în alte organizații politice, în alte partide. Iar cetățenii, dacă simt că există diversitate de opinii din partea Partidului Verde, vor veni cu încredere, pentru că vor ști că aici cineva îi ascultă, vor ști că aici pot să-și spună păsul și pot să-și exprime punctele de vedere. Este foarte important ca Partidul Verde să nu iasă din această albie pe care a început să-și o croiască. Și este foarte important ca ușa acestui partid să rămână deschisă pentru cei care doresc, așa cum spuneam mai devreme, mă repet, să se exprime liber. În asta cred foarte mult și asta îmi doresc de la politică. Sunt în Partidul Verde oamenii, la noi la Gorj, oameni cu viziuni de stânga, viziuni de dreapta, dar care își doresc la un moment dat, au niște puncte de vedere comune și știu că toți trebuie să facem echipă pentru a scoate România din mocirla asta în care se află blocat. Să începem să punem roțile în mișcare, să începem să funcționăm normal, să începem să avem pretenția în noi ca popor, ca români, să fim demni în fața tuturor. Pentru că ne place să spunem că suntem cei mai ce, dar când e vorba de a ne pune la masă cu cei care spun că le suntem parteneri, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, nu știm decât să băgăm capul în pământ așa ca struțul. Or, lucrurile astea trebuie schimbate. Cred că mai are nevoie clasa politică de un lucru. Are nevoie de politicieni care să renunțe la costumele scorțoase și cravate. Are nevoie de și nu mai are nevoie de politicieni, pentru că una este politicianul și alta este omul politic. România are nevoie de oameni politici și oameni politici pe care cetățenii să-i vadă mergând pe jos, nu în mașini de zeci de mii de euro. Mulțumesc, domnul Ghimși, domn profesor. Poate e o ocazie să vorbiți despre verdele nostru, ce conotație dați dumneavoastră și cum se întâmplă că ne întreabă des lumea, voi sunteți verzi aia, Luzelea Codreanu? Nu, cu siguranță le spune că nu suntem acei verzi de mult. Le și spunem că, domne, uită-te la nuanță, noi avem oricum nuanța mult mai deschisă și nu suntem la fel cu siguranță. Nu suntem nici la culoare, dar nici măcar ca principii sau ca politică pe care o promovează. Păi da, noua dreaptă se comportă acum ca legionarii lui Codreanu. Și partidul lui George Simion, AUR, tot așa e neo-legionar. Noi sigur nu suntem naționaliști. Cu siguranță. Cu siguranță nu suntem naționaliști, dar nu înseamnă că nu credem în România. Nu credem în țara noastră, nu credem în viitorul ei. Suntem europeni, dar în același timp suntem români. Tot a fost ieri ziua națională și noi credem în asta, dar nu înseamnă că trebuie să ducem naționalismul la extremism. Iar ce ai spus înainte cu AUR și alte partide neomarxiste, nu cred că sunt în zona, nu suntem noi acolo în zona respectivă. Iar cred că lumea, din punctul nostru de vedere, s-a săturat sau se va sătura cu siguranță într-un viitor foarte apropiat și de discursul ăsta naționalist. Pentru că
e un discurs care prinde la un anumit gen de cetățeni, dar nu e zona în care noi ne ducem ca atare. Noi am spus că promovăm și am promovat o campanie foarte civilizată, o campanie în care am venit cu propuneri concrete, o campanie în care am spus oamenilor ce vrem să facem. Ce vrem să facem ca partid verde, ce vrem să facem ca partid european, ce vrem să facem ca partid românesc. Pentru că suntem un partid 1000% românesc. Și asta este lucru care trebuie să-l transmitem și l-am transmis cel puțin în Gorj la oameni. Oltenii, după cum știți, sunt mai naționaliști, așa, deși parcă n-au nicio problemă cu zona Ardealului. Ei sunt mai români sau mai și gorjenii cel puțin sunt mai olteni decât toți. Dar nu au fost probleme, oamenii au simțit alături și cred eu că e campania în care e ok din toate punctele de vedere. E campania care place. După campania locală au spus, toată lumea a spus, noi am avut, Partidul Verde a avut cea mai frumoasă campanie. Credem că și după campania de acum suntem tot acolo. Cred că pământeanul dumneavoastră, olteanul Constantin Brâncuș, a demonstrat că putem să fim patrioți, putem să scoatem valorile noastre în lume și să le facem universale. Deci, important este să nu absolutizăm și să nu zicem că ceea ce suntem noi e singura formă de a fi corect. Ar trebui să fim inclusivi cu toată lumea, cu toate etniile conlocuitoare și să fim pregătiți pentru globalizare. Nu-i așa, Laurent? Nu suntem împotriva globalizării? Da, e clar că nu e cazul, dar eu cred că esența discuției este că alegătorii trimit niște reprezentanți în Parlamentul României, unde se fac niște legi care tot spre folosul comunităților trebuie să fie. Iar ar trebui să fie oameni care sunt pricepuți, oameni care sunt obișnuiți cu a munci, a vedea exact situația din teren, dacă pot să mă exprim așa, oameni care știu care e realitatea lucrurilor. Nu merg doar acolo ca să pentru un salar sau pentru un venit mai mare sau doar pentru o funcție. Eu nu doresc asta. Eu candidez și am intrat în Partidul Verde și în politică. Nu mă simt un om politic, mă simt un om normal care încerc să las ceva în urma mea. Am intrat pentru a produce o schimbare în bine în țara asta care, după 30 de ani de democrație și după ce suntem în Uniunea Europeană și în NATO, a progresat. Da, mergem înainte, dar se pare că nu e suficient. Rog colegii să oprească microfonul că e mare. Așa, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă ne uităm la sistemul de învățământ, nu funcționează, e nevoie de o reformă serioasă acolo. Dacă ne uităm la sistemul de sănătate, este praf, trebuie investiții masive în domeniu. Zona de antreprenoriat, dacă doriți, eu, cum am zis, de la 21 de ani lucrez în cont propriu, anul acesta am făcut 40, deci din 19 ani. Am lucrat în diferite domenii, pot să spun că antreprenorul din România nu este încurajat, mai ales micul antreprenor, da, care este la început de drum, nu este încurajat să meargă în zona asta. Este mult mai încurajat cel care ia un salar, cel care lucrează la statul român, care dă salarii foarte mari, mult peste nivelul din privat, care de fapt privatul aduce banii la buget de unde se plătesc toate cheltuielile. De aceea e una dintre motive pentru care statul român în continuu se împrumută, pentru că nu are bani să acopere cheltuielile care le are. Dacă am privit bugetul României exact așa cum am privit sau privesc bugetul unui firme, primul lucru ce aș face, aș reduce cheltuielile. Este clar că partea bugetară este îngreunată și nu funcționează, ar trebui să fie reduceri de diferite feluri, văzut unde e nevoie și unde se poate ca să bine funcționeze statul român, trebuie făcut reduceri și trebuie încurajat producția. Tot ce înseamnă, începând de la agricultură, la producția în sine,
zona de medicamente. Am putut vedea acum cât de important ar fi fost să fie câteva fabrici care să pot să producă de la bun început măști, medicamente, ventilatoare și așa mai departe. Ei bine, țărișoara noastră sau țara noastră, că are totuși o dimensiune, e nevoie să lucrăm la ea. Dar oamenii ăștia care intră în Parlament, cei care au fost și cei care, din păcate, o parte vor intra, ei nu interesează. Ei vor doar banii respectiv și vor să sugă cât de mult de la țâța asta, dacă pot să mă exprim așa. În schimb, nu vor să reîntoarcă nimic către oameni, către țară, către comunitatea din care îi reprezintă. Deci sunt oameni care nu interesează de semenii lor. Eu cred că primul lucru la care trebuie să ne gândim, că vom reprezenta, dacă vom intra și cine va intra, va reprezenta cetățenii de unde vine. Și trebuie să lucrăm pentru noi, pentru semenii noștri, pentru comunitatea în care suntem. Mulțumesc! La Gorja, acolo, veneau oamenii, se plângeau că era viceprimar, domnul Tudor, sau funcționarul stă fericit în biroul lui, își scrie agenda, o împlinește dacă vrea, dacă nu, nimeni nu-i cere socoteală, poate doar de la partid. Biroul meu a fost în stradă și întâlnirile permanent au avut loc cu oamenii la ei acasă, pe strada lor, în cartierul lor. N-am așteptat să vină oamenii cu probleme la primărie. Am avut un alt stil de lucru, poate și de asta am reușit să ofer încredere și acum să am lângă mine oameni cu care mă mândresc că i-am colegi. Peste tot sunt probleme și administrația le amplifică, din păcate. Funcționarul, la orice eșalon, că vorbim de administrație publică, locală sau centrală, avem nevoie și în rândul funcționarilor de acolo de o reformă în adevăratul sens al cuvântului. Și o să vă spun de ce. Chiar ieri la o emisiune am spus că indiferent ce partid ajunge la un minister, tot eșalonul 2 și 3 din respectivul minister conduce. Ministrul respectiv, cu echipa sa de secretar de stat, până când ajunge să învețe toate mecanismele ministerului respectiv, este la mâna tot a unor funcționari. Unii sunt de bună credință. Am avut onoarea să am astfel de colegi. Însă alții au un mare dar. Le permite legislația din România, în permanență găsesc o lege pe care să ți-o prezinte și să spună nu se poate. Dar nu caută și o lege în care să-mi spună da, se poate. Atunci când ai o inițiativă ca decident politic. Pentru că ajungi și conduci ca decident politic o armată de funcționari. În România, funcționarii știm foarte bine cum ajung în respectivele primării, ministere, agenții și așa mai departe. Chiar acum lucrez împreună cu colega mea, Carmen Nădrag, consilier local la Târgu Jiu, lucrăm la un proiect prin care orice post vacantat în primărie, în urma pensionării unui funcționar, acel post să devină obligatoriu post de debutant și să fie concursurile transmise online, interviurile online, pentru ca cetățenii să vadă cum sunt angajate persoanele în primărie. Și atunci cred eu că vom da șansă și unor tineri bine pregătiți care vin să schimbe ceva, pentru că și ei sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, să lucreze în administrație. Pentru că folosit de exemplu în campanie noi, verzi, cu exemple cum se poate face tema digitalizării. Știți ce recul a avut această temă în rândul funcționarilor,
partide care au spus, au folosit asta la o contraofensivă împotriva noastră, spunând, dacă vin verzii și o să digitalizeze administrația, voi o să plecați acasă. Total fals, dar nu este acum poate nici timpul necesar să discutăm despre acest lucru. Deci totuși, dacă v-ați scăpat cu vorba, vă rog să precizați, funcționarii agravează problemele în loc să le rezolve, deci statul birocratic nu contribuie la soluționarea problemelor oamenilor, asta e foarte grav. Poate atunci nu avem nevoie de stat, nu avem nevoie de administrație locală. Da. Las pe Loran să okay, și da. Să vă dau un exemplu. Aș vrea să-mi completez colegul cu câteva exemple concrete de care ne-am lovit în perioada trecută. Candidat la Consiliul Local din Moisei, un băiat tânăr de 24 de ani, tocmai face facultatea de medicină veterinară, și un băiat serios, muncitor, care a candidat, cum am zis, din partea Partidului Verde la Consiliul Local din Moisei. Întâmplarea a făcut ca primarul în funcție în mandatul anterior, din partea PNL-ului, dar ex-PSD-ist de 80 de ani, l-a amenințat în mai multe rânduri că cum își permite să candideze el la Consiliul Local fără să ceară acceptul lui și cum își permite să facă el așa ceva. Și a fost sabotat și a fost descurajat de foarte multe ori. El, colegul meu, care a ieșit consilier local și este în funcție acum din partea Partidului Verde, s-a luptat eroic, dacă pot să mă exprim așa, și nu s-a dat bătut, chiar de potrivă a fost motivat de aceste întâmplări și a reușit. De ce nu avem mentalitatea asta ca să ne ajutăm, să ne învățăm tinerii? Eu am făcut sport de performanță, dans sportiv de performanță și am putut să iau ori în particular multe afară. Am fost în toată Europa la diferiți profesori de dans. Ai putut să vezi o altă gândire în care cel tânăr, cel nou, cel începător, dacă vrei, a fost încurajat, a fost învățat cum ar trebui să facă lucrurile ca să funcționeze mai bine. Mai departe, alt exemplu, un tânăr tot de 24 de ani, întâmplarea face, tocmai a terminat facultatea la Cluj, în administrația publică și ar vrea să acceseze un post. Credeți că sunt posturi disponibile pentru tine, apolitici? Nu, doar cei care sunt parte dintr-un partid și susțin partidul, drept recompensă, se găsește un loc undeva în administrația locală, chiar dacă tu nu ești foarte bun și foarte priceput la ceva. Și un ultim exemplu, domnul fost primar din Oradea, care actualmente este președinte al Consiliul Județean. Județean Bihor, da, mulțumesc. Tocmai a dat afară, a concediat jumate din personalul de acolo. A și descris exact situația cum erau anumite posturi inventate și oamenii luau salarii foarte mari pe niște posturi, cum am zis, inventate. Cum e posibil așa ceva? Deci pe zona privată, dacă ne întoarcem în zona privată, trebuie să muncești de sar capacele, pe salarii destul de mici, plătești la bugetul statului, da? Taxele și impozitele și munca este foarte impozitată în România, destul de impozitată, mai ales la salariile mici, da? Merg banii la bugetul statului și banii de la bugetul statului merg la diferite persoane care-i prieteni cu X, Y care e la putere. Plus, ai bani să plătești partidelor parlamentare, subvenții mari, foarte mari, dar n-ai bani statul român să plătești mâncarea la centre de bătrâni, cum a fost știre și se știe zilele trecute, că n-au mai fost bani să-ți plătești mâncarea, deci nu altceva, mâncarea la centre de bătrâni. Dacă nu avem grijă de bătrânii noștri, de cine avem grijă? De unii pensionari, mai ales cu pensii speciale, foști deputați, foști polițiști, foști militari, foști primari, da, vă ascultăm. Nu știu dacă știți, un parlamentar după trei mandate primește lunar
2500 de euro. Pensie. Ei zic că nu e pensie, că sunt tinerei. Deci nu trebuie Un să aibă ajutor pensie. social. E un ajutor social. Bun, revenind acum la aparatul ăsta birocratic, care în loc să susțină, să accelereze lucrurile, trag frâna de mână. Am avut și dau exemplul ăsta, Ministerul Culturii, m-am ocupat de relația cu Ministerul Culturii și mi-am dat seama că în România nu am avea nevoie de un Minister al Culturii cu un aparat atât de spos, în condițiile în care văd și mă bucură faptul că există în România organizații non-guvernamentale care au ca domeniu de activitate proiectele culturale și care reușesc cu succes să atragă fonduri comunitare, fonduri europene în mod special și să facă adevărate minuni și sunt blocate, sunt întârziate de un aparat stufos al Ministerului Culturii, care ministerul ar trebui să facă același lucru, să atragă fonduri europene pentru proiectele culturale de care are nevoie România. Și atunci stau și mă gândesc, tot există un Institut Național al Patrimoniului, de ce să nu lăsăm decât acest Institut al Patrimoniului care să se ocupe de restaurare, monitorizare, conservare a patrimoniului cultural, cu specialiști acolo, chiar există specialiști, și în rest, pentru proiectele culturale la nivelul întregii țări, să existe, facem un organism cu reprezentanți din partea acestor organizații non-guvernamentale, care eu vă spun că o să simplifice lucrurile, că ei au văzut cu ce se luptă și ce probleme întâlnesc atunci când vor să facă un proiect. Și iată că lucrurile se pot rezolva. Ca să ții un minister cum este al culturii doar pentru a organiza niște festivaluri, concurs de muzică populară sau mai știu eu ce, mi se pare prea mult pentru o țară care are problemele destul de stringente în acest moment. Deci eu cred că noi, verzii, trebuie să încurajăm participarea activă, responsabilă a societății civile, a organizațiilor non-guvernamentale, chiar în actul de guvernare și în actul administrativ. Pentru asta să știți că la noi, la Gorj, și la Senat, și la Camera Deputaților, sunt doi colegi care vin din partea societății civile, atât profesorul Timiș, care a reușit să atragă fonduri nu doar europene, din diferite proiecte la Gorj, cât și doamna Marinela Strâmbulescu, cea care ocupă poziția 1 pentru Camera Deputaților. Este reprezentant al societății civile, colegă cu noi în parte. Deci lucrurile nu sunt foarte, foarte complicate. Trebuie să existe doar hotărâre politică și cineva să aibă curajul să taie în carne vie. Da, Ministerul Culturii nu e așa că se ocupă și de culte. Am auzit chiar zilele astea la știri, nu știu care țară occidentală, un administrator de bar, de terasă, de nu știu ce, când a văzut că lui se închide afacerea, nu îi se permite să accepte clienți în localul acela, iar cultelor li se permit slujbe inclusiv în biserică, inclusiv cu aceeași linguriță împărtășane sau câte și mai câte, și a înregistrat barul ca biserică. Nu știu cum, 400 de iepurași, ceva de felul ăsta, vrea să le înregistreze drept cult religios. Nu e așa că și la noi Ministerul Culturii are două măsuri pentru teatre, cinematografie, eu știu ce alte activități culturale și pentru biserică. Ați văzut că au tolerat și pelerinajul la peștera din Dobrogea și pelerinajul la moște. Eu nu vreau să cad în păcatul, hai să ne punem cu parul pe biserica ortodoxă sau pe oricare dintre biserici. Eu merg duminică merg la biserică. Și vreau să spun că acolo unde există responsabilitate din partea clerului, din partea preoților, lucrurile funcționează în bune condiții. Nici aglomerație în biserici, slujbele se țin afară pe cât posibil. Dar eu cred că aici lucrurile trebuiau gestionate altfel. Sunt de acord cu tine că există dublă măsură din partea unui minister, dar lucrurile trebuiau gestionate altfel.
guvernul, decidenții politici ai României în acest moment aveau obligația să poarte un dialog cu reprezentanții bisericilor. Nu doar cu Biserica Ortodoxă, cu toți. Și să găsească împreună soluții. Ori dacă nu știi decât să spui stop, joc, nu faci asta, atunci pui paie pe foc. Am văzut la București. Dacă jocul ăsta e periculos, vă rog să fiți de acord și toată lumea spune, dacă jocul e periculos, să pupi icoane, să pupi moaște, să mănânci din aceeași lingurițe, nu doar pe timp de pandemie, dar și pe timp de pace, atunci chiar că trebuie spus clar stop joc și trebuie divorțat statul de cultele religioase, pentru că se pune în pericol sănătatea nației. Asta îmi place în partidul ăsta, că există puncte de vedere diferite. Okay. Nu te obligă nimeni, dragul meu, să săruți icoane la biserică sau să te împărtășești. Nu te obligă nimeni să mergi la biserică. Dar dacă... Să știi că preoții pot să aibă și biserica trebuie să aibă... ar putea să aibă un cuvânt... ar putea fi folosit în mecanismul ăsta de comunicare cu preoții. Pentru că există un procent de încredere în preoți. Și eu, să știi că am încredere. Am prieteni preoți catolici, prieteni preoți ortodoxi, cu care am o legătură strânsă și m-am ocupat de relația cu ei și am reușit să comunic prin ei cu comunitatea și să rezolvăm multe probleme. Sunt priviți ca oameni, lideri de opinie de către comunitate. Câtă încredere inspiră episcopul Tomisului, care îndeamnă la nesupunere, la sfidare, cheamă, obligă supușii preoții din județ, din regiune, să vină la slujbă și niciunul dintre ei nu purta mască. Câtă încredere inspiră așa un preot? El mai degrabă era un agent electoral, unul de destabilizator. Dar este în cazul de față, nu e vorba de e vorba de persoană, nu de fapt. Deci subscriu colegul meu, eu sunt catolic și merg la biserică catolică, deși am de câteva ori și la biserica ortodoxă. Și pot să spun că indiferent de biserică, mai degrabă totul contează în cazul de față de preot. Dacă preotul e de bună credință și bine intenționat, ai putut observa că oferă pilde, lecții de viață, chiar exemple foarte pozitive pentru comunitate și pentru oameni. Și da, este un lider, dacă putem, clar anumite persoane, anumiți preoți chiar sunt lideri și de opinie și lideri de urmat. Și din acest punct de vedere, e foarte bine că există biserica și foarte bine că este prezentă în comunitate și cumva că ține legătura cu credincioșii. Iar faptele unor preoți care îndeamnă către acțiuni care duc înspre rău, e de condamnat și da, nu e de permis. Din punctul meu de vedere, biserica ar trebui să fie mai aproape de către nevoiași, de către cei săraci, de către cei care au nevoie de susținere și morală. Deci biserica ar trebui să fie constant și mai ales pe vremuri de acest gen, ar trebui să fie prezentă în viața oamenilor și să sprijine, să ajute să depășească aceste perioade. Dacă unii ar merge la psiholog ca să-i ajute să depășească această perioadă dificilă prin care trecem cu toții, poate anumite persoane se simt mult mai bine să vorbească cu preotul sau cu persoane care sunt lideri în comunitățile lor, în satul lor, în comuna lor. Da, a mai fost o idee care Oleg a ridicat și mi se pare o idee foarte importantă, inegalitatea care există în România. Deci nu există egalitate de șanse. Ne naștem la fel, dar totuși ne naștem, se pare, atât de diferit, pentru că contează foarte mult din ce familie vii și nu vorbim de educație, ci vorbim din ce partid ești sau dacă ești un partid sau ești tata cuiva care e mare bișnițar sau nu știu ce. Da, eu cred în egalitate de șanse atât între sexe, cât și egalitatea de șanse indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de sex, cum am zis adinaur, iar România este departe din punctul ăsta de vedere de către un stat european.
Din acest punct de vedere, nu suntem europeni deloc. Deloc, deloc. E foarte mult dezechilibru în România. Poate și în lume, doar noi ne gândim că e mai mult echilibru, pentru că ai putut să vezi alegerile în America. America, care zici că e cel mai important stat democratic, cu multă democrație față de România, ai putut să vezi alegerile cât de multă dezbinare și dezinformare există și acolo. E clar că din acest punct de vedere suntem departe de empatie, suntem departe de susținerea celorlalți din jurul tău, de munca pentru comunitate și comunitatea să fie implicată și să fie deschisă. Deci e clar că e foarte multe probleme există în România și foarte mult de lucru. Cu atât consider că e mai important ca oameni de bună credință, oameni pregătiți, oameni cu experiență, oameni obișnuiți cu munca, trebuie să meargă în Parlamentul României și în instituțiile statului să reprezinte pe cetățeni și realmente să muncească pentru ei. Iar aici alegătorul are o responsabilitate imensă să se uite un pic mai cu atenție la om și nu neapărat din ce partid vine, și asta contează. Cred că Partidul Verde vine cu un suflu nou, proaspăt, se zicea la început un verde viu. Da, și cred că ar trebui alegătorii să îmbrățișeze asta. De exemplu, vă dau un exemplu și las pe colegi să exprime punctul lor de vedere. Groapa de gunoi sau gropile de gunoi din Maramureș se adună, se înalță, sunt în aer liber, nu sunt rezolvate. Problemele de colectare, Uniunea Europeană a cerut pe anul acesta ca 50% din gunoi menajer să fie reciclat. Nici poveste, cred că suntem sub 10%. Gropile de gunoi sunt afară și, cum am zis, devine munte, a devenit deja atât cea din Sighe și cea din Baia Mare și problemele nu se rezolvă. S-a făcut o groapă de gunoi ecologică care s-a investit o căruță de bani pe perioada mandatului PDL-ului și a PSD-ului și pur și simplu banii au dispărut, investiția s-a făcut pe un teren al Nuecos și în cazul de față nu se poate folosi. Defrișările care s-au fost în Maramureș s-au fost făcut defrișări imense. Nici acolo statul român nu a reușit să controleze asta. Acum, pe perioada de pandemie, cu spitalele, cu școlile. Deci, da, e de lucru. Dar când ne apucăm? Mulțumesc. Să dăm ocazia și domnului profesor Ghimși să comenteze relația statului cu cultele, cu cultura, dacă vrea. Dacă nu, trecem într-adevăr la salubrizare, la gestionarea deșeurilor, pentru că e o problemă de maxim interes, de actualitate și fix potrivită cu doctrina verzilor. Domn profesor? Cu drag, o să continui eu ideea și pe problema de salubritate, va interveni domnul profesor. Avem și noi munca împărțită aici, unii pe culte, unii cu deșeurile. Să continui ideea. O greșeală, într-adevăr, un exemplu prost. Să duci clerul acolo fără mască, să-l plimbi prin fața camerelor de luat vederi. Dar eu cred că a fost doar un răspuns cu aceeași monedă pentru cei care conduc țara și care refuză dialogul. Și, repet, nu țin partea nimănui. Dar atunci când devii decident politic, ai obligația unui dialog cu toată lumea. Și e bine să ai un dialog poate mai amplu cu cei care știi clar că nu te-au votat sau cu cei care știi clar că nu te înghit. Pentru că acolo e mai mult de lucru. Am susținut legat de culte, a fost și asta o temă și o temă și poate prea mult s-a discutat. Că se duc banii către biserici. Eu sunt de acord că o parte dintre ei, din banii ăștia, poate n-ar trebui să ajungă acolo. Ar trebui să fie alte priorități. Dar întotdeauna am susținut ca banii din bugetul local alocat bisericilor să meargă pentru bisericile care sunt clădiri de patrimoniu, pentru patrimoniu cultural, pentru conservarea lor, pentru punerea în valoare a lor.
aici sunt de acord, dar să stăm toată ziua acum să fie la patru scări de bloc o biserică, totuși mi se pare prea mult. Poate nu ne permitem acum luxul ăsta, să zicem așa. Sau aici atâtea e... milioane s-au dat din bugetele sărace pentru mega-catedrală, un moft politic pe care vor neapărat să-l realizeze în câțiva ani, pe când toată lumea duce exemplu Sagrada Familia de la Barcelona, care se face de un secol și încă nu-i gata. Noi o vrem în 10 ani să fie gata, mega proiect mai înalt decât Casa Poporului. Asta e chiar moft. Îmi place discuția. Sagrada Familia nu e gata pentru că acolo Gaudi a lăsat o regulă. Să fie construită din banii comunității de acolo. De aia nu e gata. Pentru că ea mai strâng bani, mai pun o păsărică din aia, un porumbel acolo scultat. Aici sunt de acord cu tine. Catedrala Neamului nu trebuia să fie un subiect. Pentru că este un proiect și o voință politică a regelui de acum 100 de ani. Dacă reușim după 100 de ani să punem în aplicare un astfel de proiect, tot e bine. Dar o să vedeți cum o să se înghesuie toți care spun că poate nu era nevoie de catedrala asta a Mântuirii Neamului, așa se numește, o să-i vedeți câte selfie-uri o să-și facă acolo. Așa cum ne facem și noi, dacă mergem și la Moscova și mergem la Paris. Ne-am opus la avea o catedrală în România. Dar când a ars Notre-Dame, am fost primii. Dom'le, hai să salvăm pe ea. Că noi stăm bine cu toate în România, dar trebuie să-i ajutăm pe amărâția din Franța, din Germania. Bun, da, e o discuție. Sunt de acord. Poate că nu trebuia bani de la buget atât de mult. Trebuia o colectă publică. Colectă publică. Cine vroia să dea, erau atâtea exemple. Nu pusă presiune pe buget. Aici discuțiile pot fi numeroase și ideile pot ce utile ar fi fost spitalele promise din banii de la buget acum. Da, cu banii din 4 ani de zile de subvenție a partidelor, 350-60 de milioane de euro, aveam deja 3 spitale regionale făcute. Deci iată că banii se duc nu doar să arătăm doar într-o parte, peste tot trebuie să identificăm și să punem stop. Ok, Laurent. Ce aș vrea să adaug la discuția anterioară este că ce este cel mai important? Din punctul meu de vedere, cel mai important ar trebui să fie să protejăm viața, viața umană și viața celor care sunt în jurul nostru și să reușim nu doar să o protejăm, ci cum ai făcut observația din spitale. În Germania, dacă facem o paranteză, spitalele sunt, să zicem așa, ca așa o comparație de 5 stele. În România am avut și eu exemple în cazul familiei. Spitalele sunt pline de virus, am putut vedea cu colectiv. Eu personal am luat cu unul dintre copii un virus din spital și n-am știut ce să fac cu copilul meu. Deci unde investim puținii bani care avem? Că hai să fim serioși, deși avem turism, deși avem aur, deși avem petrol, deși avem foarte multe resurse naturale, totuși suntem o țară săracă pentru că nu știm să valorificăm cei care au fost la putere, cei care au gestionat țara, managementul țării, n-au știut să facă lucrurile să se întâmple, n-au știut să construiască, n-au știut să facă lucrurile ca pe termen lung țara să poată să prospere, ca să-și poată să facă și spitalele, și bisericile, și școlile, și tot ce este important și valoros pentru comunitate. Realitatea este că, da, resursa trebuie încurajată cât mai este ea de calitate, cât mai avem oameni valoroși, să construiască și să reconstruiască România și să o dezvolte. Pentru că dacă toți oamenii capabili și valoroși, bine pregătiți, pleacă în alte țări, cu cine mai reconstruiești, cu cine mai faci spitalele, școlile și pentru cine? Că nu mai rămâne, tot pleacă lumea.
și o să vedeți că acum, după perioada asta de pandemie, o să mai fie încă un val de plecări. Asta e realitatea crudă. Și ce am putea să facem noi ca eventuali politicieni, decidenți? Domnul profesor, hai că va veni rândul să vorbiți. Ce putem să facem? Proiecte de legi ca să încurajăm business-ul, investițiile. Corect, asta până la urmă e o mare problemă. Dacă tot am intrat și eu, până la urmă, dialogul e una din marile probleme ale societății noastre. Și lipsa dialogului, mai mult decât dialogul, că e lipsa dialogului de la toate nivelele, de la nivelul central până la nivelul zonei de societate civilă. Încercăm de foarte multe ori, dar fără succes, să avem un dialog între noi, între noi și între noi partidele politice, acum între noi societatea civilă, între noi oameni. Din păcate există o foarte multă și constat o foarte multă dezbinare în societatea românească. Nimeni nu mai comunică, nimeni nu mai vrea dialog. A fost un stopaj așa și toată lumea crede că deținem soluția absolută. Nu, cred că e vremea să ne așezăm cu toții la aceeași masă, să încercăm să avem un dialog și să punem, să avem un proiect pentru țara asta. Am avut, din 2007 nu mai avem niciun proiect pentru România. A fost un proiect european, am intrat în Europa, acum am intrat, o știm cu toții, dar din păcate de atunci România nu mai are un proiect de țară. Și fiecare încearcă să-și, fiecare din partidele ăștia care s-au afirmat în ultima perioadă, s-au condus țara, a încercat să conducă pe zona de zona de proiecte mărunte, fără să avem un proiect efectiv pentru ce înseamnă România în viitor. Iar ce înseamnă România, trebuie să ne punem, problema asta trebuie să ne punem, pentru că pleacă lumea din țară masiv. Și în Gorj, ca și în toată țara, depopularea este un fenomen cotidian. În Gorj se pleacă foarte mult, sunt foarte mulți și mai ales pleacă foarte mulți tineri. O să ajungem o țară îmbătrânită, cu pensii foarte multe și nu o să mai lucreze, nu o să mai aibă cine să plătească pensiile respective, pentru că tinerii au plecat din țară. Iar viitorul practic al României nu o să-l mai avem, nu o să mai aibă cine să-l clădească. Sunt profesor la universitate și constat cum așa, cu amărăciune, că de fiecare dată, la fiecare an, scade populația școlară, nu mai am studenți, studenții nu mai sunt la fel de buni ca promoțiile precedente, cei mai buni absolvenți de liceu pleacă din țară, nu că nu rămân la noi la universitate la Târgu Jiu, dar pleacă din România. Majoritatea absolvenților, și asta se înregistrează în toată țara, majoritatea absolvenților buni din liceele din Târgu Jiu și nu numai, din liceele bune din Gorj, pleacă în străinătate. Când avem acțiuni și în ultimii 10 ani am activat în societatea civilă, când întrebi ce vor să facă elevii de clasa 12-a, pleacă în Olanda, în Anglia, în Danemarca, oriunde. Și întreb, dar de ce? Ai fost în Olanda și ai constatat că e mai bine acolo? Nu, n-am fost, am auzit de la prietenul X, de la prietenul Y, dar nu știe ce să facă, nu știe de ce se duce acolo, dar nu vrea să stea în România. Deci asta este marea problemă, pentru că el nu mai vrea să stea aici, consideră că viitorul lui nu mai este în România. Și asta este marea problemă a României ca atare, pentru că nu mai avem, practic, viitorul nostru devine așa nesigur. Iar tot ce înseamnă acțiune politică și clasă politică actuală s-ar putea să ne ducă, să ne întunece de tot viitorul. Am intrat în vara asta în politică încercând, după ce am activat în societatea civilă, am constatat, domnule, trebuie să fac pasul și să schimb legile. Din păcate, partidele mari sunt foarte greu de schimbat, au structuri foarte vechi și foarte așa fixate spre, nu spre viitor sau spre, fixate spre îmbogățirea personală. Nu au proiecte pentru localitățile din care provin, pentru județul din care, pe care îl reprezintă, pentru țara pe care îl reprezintă, că ne trăim la parlamentari. Din păcate își fac politica lor. Nu am văzut, foarte rar am văzut acțiuni pentru România, ci mai mult acțiuni personale. Iar dacă vrem să facem ceva, trebuie să vedem ce facem cu tinerii noștri. Trebuie să vedem, și asta înseamnă de la educația pe care trebuie să o dăm, și trebuie să investim în educație,
avem o lege care nu se aplică de atâta timp, legea educației naționale, care prevede 6% din PIB pentru educație, nu s-a aplicat niciodată și niciun guvern, nici de stânga, nici de dreapta, n-a aplicat o lege care este în vigoare. Prorogă termenul respectiv de aplicare în fiecare an, la anul expiră iară. O să-l proroge încă o dată, pentru că cu siguranță încă nu avem un guvern care să aplice o lege dată în România și acceptată ca atare. Deci asta este culmea și nu e singura, nu e singurul exemplu. Avem suficient de multe legi în România care nu se aplică. Nerespectarea legilor, practic lipsul, respectul față de lege este marea problemă a statului, iar lipsa acestui respect este dată tot de clasa asta politică cu care de care cel puțin ne-am săturat, clasa asta veche, învechită, care practic nu își rezolvă, nu reprezintă cetățenii pe care o votează. Din păcate, am constatat și la alegerile locale și constatăm și acum că oamenii spun că s-au săturat, că nu mai vor nici cu stânga, nici cu dreapta sau nici cu partidele care au fost până acum la conducere, dar când se duc la vot, ori nu se duc, și acolo e marea problemă, pentru că prezența la vot va fi foarte scăzută, ori votează, nu, că voi nu aveți foarte multe șanse, votăm tot cu partidele alea plastice pentru că alea vor intra în Parlament. Și noi le spunem, da, dar vreți să schimbați, nu vă convine lucrul ăsta. Și totuși, dați-ne și nouă o șansă. Uite, n-am fost până acum la conducere, putem să venim cu, uite, ăștia sunt setul de principii, ăștia sunt setul de legi, propuneri pe care vrem să le facem pentru România, sunteți de acord? Da, sunteți de acord cu ele. Și atunci, de ce nu ne dați o șansă? Noi sperăm că lucrurile se vor schimba și că viitorul trebuie să avem un viitor. Viitorul va fi verde, zicem noi, și cred că trebuie să avem acest viitor pe care trebuie să-l impunem noi. Pentru că dacă vrem schimbare, schimbarea nu stă decât în puterea noastră, a fiecăruia dintre noi. Ar trebui aici poate să le explicăm alegătorilor că acest prag de 5% face ca voturile care vin pentru partidele mai mici, noi, candidați independenți și rămân sub prag, se redistribuie partidelor mari, deci nu se pierde votul lor. Încurajați-i pe oameni să voteze începători, candidați onești sau chiar și independenți, pentru că voturile lor oricum se vor reporteza celor mari dacă se tem că se va pierde. Nu se pierde niciun vot, toate voturile se contabilizează. Mai degrabă pot fi interpretate greșit voturile ratate ale celor care stau acasă și zic că e, nu mă bag că n-am pe cine alege. Mergi măcar și strică buletinul, votează contra tuturor, dar arată-ți atitudinea. Nu sta în casă și aștepta alții să decidă pentru tine. Stimați domn, pentru că aproape că a trecut o oră, vă propun spre final, dacă tot ați invocat fiecare în discursurile dumneavoastră, nevoie de comunicare între clasa politică și societate, între guvernare și opoziție, între culte și stat și tot așa, haideți să vedem în ce bază comunicăm, pentru că flămândul nu-l înțelege pe cel sătul, cel bogat nu prea-l înțelege pe cel sărac. În ce bază dialogăm? Ar trebui să avem poate niște valori comune, dacă am putea acum spre final să inventariem valorile comune pe care le promovează verzii, candidații verzi, Partidul Verde, Mișcarea Verde Românească. Domn profesor, dacă tot aveți microfonul pornit... Păi este clar că trebuie să avem niște valori în care să credem. Și cred că, până la urmă, valoarea națională și credința într-o Românie puternică, o Românie care se sprijine și în care să ai încredere, trebuie să fie una din valorile în care credem cu toții până la urmă. Nu cred că există un cineva din România care să nu creadă în țara lui, deși poate uneori își mai pierde încrederea. Dar trebuie să aibă încredere, trebuie să creadă cu adevărat că poate să facă ceva aici. Pentru că în momentul când ai constatat că nu poți să te realizezi în țara ta, primul pas și cel mai rapid este să pleci din ea. Și de aia se întâmplă lucrul ăsta. De aia lumea pleacă din România, pentru că crede că în România, aici, acasă, nu te poți realiza. Eu le spun studenților mei că e foarte simplu să pleci în străinătate, e cel mai simplu. Pare ușor, am plecat și mă pot realiza acolo, pentru că spun că nu se pot realiza în România. Eu spun că aici se pot realiza și că viitorul țării și viitorul copiilor și al nostru, al tuturor, stă în tineri, în oamenii care investesc în România, în antreprenorii care se luptă cu sistemul ăsta corect, un sistem păcătos și creează foarte multe probleme, dar sprijinim și eu cred că statul trebuie să sprinje prin legislație adecvată tot ce înseamnă investiție privată pentru dezvoltarea sectorului antreprenorial din România,
și cred că crearea de locuri de muncă și locuri de muncă bine plătite vor asigura și rămânerea tinerilor în România și vor asigura până la urmă un viitor pentru țara asta. Deci statul ar trebui să intervină ca să asigure solidaritatea celor care au și pot cu cei care nu prea pot. Laurent, idei, concluzii, valori? Da, din punctul meu de vedere, o țară puternică înseamnă o țară puternică financiar. O țară prosperă înseamnă ca oamenii care au capacitatea de lucru, da, au locuri de muncă, lucrează aici în România sau cumva pentru România și contribuie la bunul mers al lucrurilor, atât profesional cât și financiar. Dacă țara este o țară prosperă și există venituri și există investiții, autostrăzi care ar fi fost nevoie deja de mult timp, ca o paranteză, pe străzile României, pe străzile naționale României, mor foarte mulți români. Nu e doar o necesitate din punct de vedere financiar, e și o nevoie pentru a salva vieți. Deci investițiile ar trebui să existe și investiții trebuie să atrase. Țara trebuie transformată într-o țară prosperă și așa ai putea să ții și oamenii aici să lucreze aici. Atunci vei avea bani, dacă îi gestionezi și bine ulterior, să investești și în spitale și să investești și în învățământ. Care, dacă nu ai învățământ, dacă nu ai un învățământ dezvoltat și investiție serioasă acolo, cum pregătești următoarele generații, cu atât mai mult cu ce viteză înaintăm acum în viteza tehnologiei care există în momentul de față? Iar eu pot să înțeleg pe cei care pleacă, pentru că dacă ajungi într-o situație în care chiar nu ai niciun fel de ieșire, da, e cel mai accesibil. Nu cred că este simplu, nu cred că este ușor, dar este cel mai accesibil. Iar devine accesibil pentru că statul român te împinge în direcția respectivă și acest trend trebuie schimbat. Da, iar o ultimă idee... Eu cred că trebuie să încercăm să ne susținem mai bine unul pe celălalt. Indiferent că ești mai prosper sau ești mai sărac sau vorbești o limbă sau alta, cred că cu adevărat trebuie să fim mai uniți și să ne sprijinim unul pe celălalt și această inegalitate majoră care există în România trebuie redusă, trebuie lucrurile puse în echilibru. Eu îmi doresc, cum am zis, o țară prosperă, o țară în care există egalitate de șanse, o țară în care ne privim unul pe celălalt și chiar dacă ești de altă religie sau ai o altă opinie sau ești de altă culoare, nu este o problemă, putem să comunicăm, putem să ne înțelegem și putem să ne acceptăm unii pe ceilalți așa cum suntem noi. Mulțumesc foarte mult! A revenit domnul viceprimar Adrian Tudor cu o concluzie de final. Dragul meu, foarte important este să credem în democrația participativă. Nu înseamnă că dacă ai mâncat mai mult astăzi ești mai sătul, deții adevărul absolut. Cred că marea greșeală în România în ultimii 30 de ani a fost că cei care au ajuns în anumite funcții au crezut că sunt și deștepți din momentul ăla, că ei se pricep la tot. Din păcate, ei nu înțeleg o definiție de bază a politicii. Politicul gestionează resursele și le duce acolo nu unde vrea politicianul, le duce unde spun specialiștii. Specialiștii pe care i-am format din banii statului, statul român în cazul nostru. E greu, mai ales în Oltenia, cu a accepta și a dialoga, pentru că la noi, la Olteni, să știți că la un dat a fost inventată mașina cu toate cele 5 locuri în față, că niciunul nu vroia să stea în spate. Și atunci, iată că implică multă, multă resursă de timp, de nervi, de comunicare, pentru ca omul să înțeleagă.
Oamenii au nevoie de model, de modele adevărat. Și e adevărat că îți pui problema, dragul meu, Oleg, că cel sărac niciodată nu va crede în cel bogat. Dar puterea exemplului putem să o folosim. Încrederea, atunci când ai reușit o dată și oamenii văd că te interesează ce se întâmplă și îi ajuți, atunci lucrurile vor evolua mai simplu. Dacă ne gândim la președintele verzilor, la Florin Călinescu, este un om în care poporul are încredere. Dacă Florin Călinescu mâine iese pe stradă, milioane de români merg după el pentru că le spune că e bine așa. Pentru că l-au văzut ca pe un om care a reușit. Un om care a întins mâna și celor care n-au avut o șansă și celor care au ajuns președinți ai Republicii la un moment dat. Deci depinde de noi, de noi, de cei care vrem să facem politică. Și eu vă spun că de 24 de ani, de 25 de ani fac politică și nu deznădăjduiesc. Pentru că atunci când nu-ți pui interesul tău personal pe primul loc, oamenii te simt și te urmează, au încredere în tine. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru participare. Vă rog doar o ultimă precizare. În Bihor și în Gorj, pe ce poziție sunteți în buletinile de vot? La Gorj, Partidul Verde se află la poziția 9, pagina 3, în buletinul de vot. Colțul din stânga sus. La fel, în Maramureș, ca și colegul meu, tot pe poziția 9 suntem. Deci, votează numărul 9 ca să ai o echipă de nota 10, nu? Sau cum, ceva de genul. Da, la noi, în București, în Constanța, în Sibiu, suntem pe locul 10 și ne e ușor să zicem cu nota 10, dar voi rămâneți cu 9, să faceți clasă politică nouă. Asta am zis, oamenii, o echipă nouă la poziția 9. Ok, și votați Floarea Soarelui, nu ne confundați cu brazii. Mulțumim. O echipă nouă la poziția 9 pentru o politică nouă. Ne-am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru participare, au fost dezbateri cu genericul verde în Parlament, organizate cu și pentru membrii simpatizanții Partidului Verde din România. Noapte bună, la revedere!